De 5 ani a câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Limbă Germană Maternă. Eu spun că merită nota 10 și chiar mai mult decât atât, dar vă las pe dumneavoastră să decideți asta din minutele care urmează. A reușit să stabilească un record neegalat până acum. A făcut performanță și a dus mai departe atât numele școlii în care învață, cât și a județului în care s-a născut. Ana Maria Herța a câștigat timp de 5 ani premiul întâi la Olimpiada Națională de Limbă Germană Maternă. 3 ani la rând a obținut nota maximă. Acum, în ultimul an de liceu, a reușit încă o dată să aducă aurul olimpic în județul Hunedoara. Ea este elevă în clasa 12 la Colegiul Național Decebal din Deva. Este deloc din Giurgiu-Băi, dar cel mai mult timp și-l petrece la Deva, aici unde și studiază. Acasă, la Giurgiu, merge destul de rar. Noi însă am prins-o preț de câteva momente chiar aici, în locul în care a descoperit pentru prima dată farmecul limbii germane. De ce limba germană? Limba germană... am ales-o încă de mică. Am învățat-o de la 2 ani. Am învățat-o doamnă de aici, din Giurgiu-Băi. Și apoi am continuat cu asta, pentru că știam foarte bine, mergea foarte bine și părinții mei nu au vrut să uit, să fi învățat degeaba în copilărie. Și am dus-o tot mai departe până când am ajuns la Colegiul Național Decebal și de atunci sunt în clasa cu predare în limba germană. Mi se pare că germana deschide și oportunități pentru viitor cu totul diferite de, nu știu, cele normale. Părinții tăi știu limba germană, vreunul dintre ei? Nu, ei nu vorbesc germană. Spre deosebire de alte olimpiade, cea de limbă germană pune un accent deosebit pe imaginația elevilor. Iar acesta este și unul dintre motivele pentru care și Ana Maria Herța s-a înscris an de an în această competiție. Ai participat mulți ani la rând la Olimpiada de Limba Germană. Ce te-a îndrumat spre olimpiadă? Păi, în primul rând am mers acolo pentru a vedea cum e și pentru a-mi verifica cunoștințele. Nu credeam că o să am rezultate așa bune de prima dată, dar apoi mi-a plăcut și îmi plac și subiectele pe care le primesc acolo. Îmi place să scriu ceea ce ne dau ei și de aceea am mers în fiecare an. Am înțeles că Olimpiada de Limba Germană este oarecum diferită față de alte olimpiade. Îți dezvoltă oarecum imaginația sau îți testează oarecum imaginația? Da, se pune accent numai pe asta, numai pe imaginație. Nu trebuie să ai cunoștințe teoretice, în afară de gramatică și să scrii corect în germană. Dar da, contează cel mai mult imaginația, creativitatea. Până anul ăsta am scris povestiri în fiecare an. În ce an a fost cel mai greu la Olimpiadă? Anul acesta a fost mai greu pentru că am avut un citat filozofic și a fost un alt nivel decât până acum, când scriam o povestire ușoară cu personaje și era totul în regulă. Anul ăsta a trebuit să dezvolt un pic pe tema aceea filozofică. Am avut despre bine și rău un citat și am scris un eseu argumentativ, nu tot așa o povestire, dar se pare că le-a plăcut și asta. În ceea ce o privește pe Ana Maria Herța, pregătirea pentru olimpiadă nu necesită un efort în plus. Pentru ea, lecțiile de limbă germană sunt o plăcere, iar participarea la o astfel de competiție nu este decât o confirmare a faptului că nu a dedicat degeaba atâția ani studiului limbii germane. Cât timp te pregătești pentru olimpiadă, de obicei? Păi, pregătirea a început de când am început să învăț germană. Nu mă pregătesc în special pentru olimpiadă, dar citesc. Încerc să citesc cât mai mult, din toate domeniile.
cu ce gânduri trebuie să te prezinți la Olimpiada? Trebuie să-ți pui ordine în gânduri ca să știi ce să scrii și trebuie să fii pregătit pentru orice temă. Au venit în unii ani niște lucruri foarte ciudate. Am avut un titlu în clasa 9, cred, ziua în care a fost interzis cuvântul nor. Și, na, ai nevoie de imaginație foarte multă pentru așa ceva. Dar te-ai descurcat? Da, cred că atunci am luat și nota 10 în clasa 9. Ce înseamnă pentru tine toate aceste premii? Sunt marea mea realizare. Pentru asta muncit toată viața. Și sunt așa de fericită că mă ia cineva în seamă și că sunt răsplătită pentru tot efortul ăsta. Părinții tăi te-au încurajat întotdeauna spre germană. Da. Și lor li s-a părut foarte important să învăț germană și s-au străduit să mă ducă la cele mai bune școli germane și să pot continua cu asta. De la Olimpiade, Ana a acumulat an de an alte amintiri plăcute. De obicei, la Olimpiade ne pun să cunoaștem orașul singuri în care stăm și știu că în Brașov, clasa 8-a sau a 9-a, a plouat foarte rău și a fost atât de urât. Și ne pun să mergem prin oraș să numărăm geamurile de la o anumită clădire sau să desenăm o anumită statuie și asta devine destul de enervant după vreme. Și n-am câștigat niciodată la raliul ăsta. Și prin ce orașe ai fost la Olimpiadă? S-a ținut în Timișoara, în Brașov, în Sighișoara, în Reșița anul trecut și Suceava anul ăsta. Unde a fost cel mai frumos? În Sighișoara. În Sighișoara era frumos și la internat, era frumos orașul, era totul superb. Cât timp durează o Olimpiadă? O săptămână sau 5 zile. Proba scrisă e o singură zi, dar ne arată, ne duc în excursii. Participă mulți? Din fiecare județ, câte unul? Sau... București, Sibiu, așa, liceele mari trimit mai mulți elevi. Și de la noi a participat câte unul din fiecare clasă. Dar alții trimit 3 dintr-o clasă sau 5. Și mulți, au fost peste 100 anul ăsta, în Suceava. Despre faptul că Ana Maria Herța este un elev excepțional și că nu are nevoie de o pregătire specială pentru Olimpiadă, ne vorbește și profesoara de limbă germană, Nadia Harieta Pițu. Cine este Ana Maria Herța? Ana Maria Herța este o elevă a Colegiului Național de Cebal. Studiază limba germană într-o clasă cu predare în limba germană. Din clasa 5-a este eleva noastră. Din clasa 5-a, din clasa 7-a, Ana Maria Herța este olimpica la această olimpiadă de limba germană maternă a Colegiului Național Decebal. Cum a reușit această performanță? În primul rând, ca să puteți înțelege performanța, trebuie să subliniez formatul acestei olimpiade. Olimpiada pune un foarte mare accent pe creativitate, pe condei artistic. Iar Ana Maria are acest talent. Și eu cred că acest talent este nativ, dar și l-a dezvoltat foarte mult. Citind, prin lectură, bineînțeles, prin experiențele proprii, prin dezvoltarea psihică și prin muncă. Eu cred că, contribuția mea a fost doar aceea de a corecta normele de limbă, de ortografie, de punctuație, iar, așa cum am spus, creativitatea și munca îi aparțin în mare măsură ei. Ana, din clasa 7-a începând, întotdeauna avea o carte în bancă. Dacă accidental intram în clasă cu diferite motive, ea întotdeauna citea. Și asta începând cu clasa 7-a. Obținând premiul întâi la Olimpiada de Limba Germană, 3 ani consecutiv, clasa 7, 8 și a 9, a beneficiat de o bursă din partea Ministerului Educației
un an în Germania. A fost singurul an în care Ana, clasa 10-a, nu a participat la Olimpiada de Limba Germană, fiind plecată. Câte ore de meditații faceți pentru o olimpiadă? Ore de meditații nu aș putea spune propriu zis. Deci foarte mult am încercat în clasele mici să o îndrum spre, să respecte normele și cerințele olimpiadei. După aceea, munca a constat în lectură și în aceste discuții pe care le-am avut. În stilul Anei nu am încercat să intru, pentru că ea, luând premiul întâi din clasa 7-a, mi-a fost teamă să nu influențez negativ acest stil, pentru că fiecare scriitor, între ghilimele, are stilul lui propriu. Și stilul Anei a avut în fiecare an succes. De cât timp predați limba germană? Din anul 1999 am terminat facultatea și din 99 sunt profesor de limbă germană în acest colegiul. Ana nu este prima olimpică, au fost și înaintea ei olimpici. Eu cred că se datorează nu doar mie, ci și muncii unui colectiv și a nivelului acestei școli. Deci au fost elevi cu care s-a putut lucra ușor, care au acceptat munca și au dorit această muncă, au dorit să performeze. Și cred că asta este primul, în momentul în care îți dorești acest lucru, dacă te concentrezi și muncești pentru a-ți îndeplini acest vis, se poate. Cu Ana ați lucrat ușor? Da, deci Ana a fost un copil foarte, foarte receptiv și Ana a fost un elev căruia nu am spus un lucru de două ori. Deci l-a recepționat imediat, l-a folosit și a mers mai departe. Și ceea ce am apreciat la Ana și am scris și în acel articol, ce m-a impresionat pe mine, pentru că nu este singurul olimpic cu care lucrez, am avut și alții, modestia Anei. În fiecare an s-a întors de la această olimpiadă cu aurul olimpic, dar niciodată acest rezultat nu a influențat-o, cum să spun, negativ. Nu am văzut aroganță, nu am văzut încredere 100% în forțele proprii, ci din contră tot timpul am auzit-o, se putea și mai bine. Nu sunt mulțumită 100%, cred că puteam și mai mult. Asta m-a impresionat foarte mult la Ana. Faptul că niciodată, nici măcar în relația cu colegii ei, să nu mai zic în relația cu profesorul. Deci a rămas același elev pe care eu l-am cunoscut în clasa 5-a. Deși rezultatele ei au fost extraordinare. În istoria Olimpiadei de Limbă Germană nu există un asemenea caz. Ca un elev să câștige locul întâi 5 ani consecutiv. Nu există. Deci este prima din istoria acestei olimpiade. Faptul că Ana este un om deosebit o confirmă și Radu Oargă. El este coleg și foarte bun prieten cu ea. Cei doi nu au în comun însă doar această prietenie, ci și pasiunea pentru limba germană. Radu Oargă a câștigat și el în acest an premiul întâi la Olimpiada Națională, dar la limbă germană modernă și nu la maternă ca și colega sa. Când ai cunoscut-o pe Ana? Chiar când se întorsese din Germania, nu mai știu exact în ce clasă, eram probabil a 10-a, cred. Auzisem foarte multe despre ea în anul în care era plecată în Germania, pentru că avem prieteni comuni care întotdeauna îmi povesteau cât de dor le e de Ana și cât de mult așteaptă să se întoarcă în țară. Iar apoi, într-o vară, am participat amândoi la tabăra internațională de arte din Simeria și acolo ne-am cunoscut. Am văzut că avem foarte multe în comun. Ne-am înțeles foarte bine de cum ne-am cunoscut și am devenit prieteni foarte buni.
Ce fel de om este Ana? E genul de om pe care sunt mândru să-l numesc prieten, pentru că întotdeauna a fost alături de mine, a făcut tot ce a putut să mă ajute. Dacă am avut o problemă, chiar dacă nu putea să mă ajute propriu zis cu problema, încercat să ridice spiritele, să mă facă să mă simt mai bine. S-a schimbat un pic după ce a tot câștigat premiul întâi la Olimpiadă? Ai văzut-o schimbată? Nu, și ce mi se pare... Cred că partea care îmi place cel mai mult la Ana e modestia ei, pentru că foarte mulți oameni, dacă ar fi câștigat 5 ani la rând premiul 1 la Olimpiada de Germană Maternă, probabil că ar fi fost puțin mai aroganți, ar fi fost mândri într-un sens negativ. Și deși Ana știe, e mândră de ce a realizat și știe că a realizat cu adevărat ceva, niciodată n-am întâlnit aroganță la ea. Cuvinte de laudă pentru Ana Maria Herța are și directorul Colegiului Național Decebal din Deva. Și nu ar avea de ce să fie altfel, mai ales că tânăra liceancă a adus an la rând prestigiu acestei unități de învățământ. Ana Maria Herța este unul dintre elevii noștri care fac cinste școlii prin performanțele dobândite în anii de studiu aici în școala noastră. Ana Maria Herța s-a remarcat încă din gimnaziu la concursurile școlare și iată că atinge o performanță deosebită, obținând de mai multe ori locul întâi la faza națională a Olimpiadei de limbă germană maternă. Este un copil talentat, este un copil deosebit, pe lângă faptul că este pasionată de literatura, de limba și literatura germană. Ea a mai făcut parte din echipele de proiect, care de schimburile de elevi, a participat și în alte proiecte ale școlii, s-a remarcat și acolo și alături de ceilalți elevi olimpici, nu numai cei cu premiul întâi, care sunt 6, de fapt alături de toți ceilalți elevi olimpici din acest an și din anii anteriori, fac cinste școlii noastre. Vorbește fluent germana și citește în această limbă. Iar dacă germana este practic a doua limbă maternă pentru Ana Maria Herța, nu se putea ca ea să nu și viziteze la un moment dat patria lui Goethe. Asta s-a întâmplat prima dată în urmă cu 2 ani. Ce este cel mai greu? Ce ți se pare cel mai greu din limba germană? Nu mi se pare greu să o vorbesc sau să citesc în germană, înțeleg tot, dar limba mai veche din operele clasice, din dramele lui Goethe sau așa, e mai greu de înțeles și nu se folosesc cuvintele uzuale pe care le cunosc eu. Tu citești în limba germană sau în limba română? În limba germană mai mult și preferabil. De ce? Înțeleg mai bine și îmi plac expresiile mai mult, îmi place mai mult cum sună. Româna e așa, e uzată pentru mine. Ai fost și un an în Germania cu o bursă, am înțeles. Da. Când a fost asta? În 2009-2010 am plecat în Germania și am locuit acolo într-o familie, am mers la școală, am legat prietenii și m-am integrat în colectivul de acolo din Germania și a fost cel mai frumos. Cum a fost experiența școlii în Germania, de exemplu, spre deosebire de școala din România? Școala în Germania mi s-a părut ușoară, mai ales că știam deja limba și înțelegeam ce ne predau acolo. Nivelul de dificultate e mult mai redus decât aici. Și viața acolo? Viața e mai ușoară, lumea e mai fericită, așa mi se pare, pe stradă. Nu au atâtea griji, nu au atâtea stres și iau totul mai ușor. Se gândesc mult la concedii, la vacanțe, la pensie și ce bine o să le meargă și nu au grija zilei de mâine. Ce ai învățat tu din anul acesta de acolo? Am învățat să iau totul mai ușor și am văzut cât de bine, cât de bună poate să fie viața. Și că lucrurile pot merge și ușor și putem să avem și noroc.
cu bursa aceea am avut foarte, foarte mare noroc, nu credeam că o să primesc. Am primit o bursă integrală, noi nu am plătit nimic. Bursa fiind oferită cum? Prin cine? Am primit-o de la un sponsor particular, care nici nu mi-a dat numele, nu mi-a spus nimic despre el, din Germania. Pentru că... De ce ai primit bursa asta? Păi am trimis la organizația Youth for Understanding dosarul meu cu rezultatele de la Olimpiadă, cu notele pe care le-am obținut și cu toate mediile de 10 din generală și ei au transmis-o mai departe la potențial sponsor. Unde în Germania ai fost? În Magdeburg, în Sachsen-Anhalt, în apropiere de Berlin. E un oraș destul de mare, e mai mare decât Deva cu mult. Și ți-ai făcut o mulțime de prieteni? Da. Mai mult în clasă, dar am participat și la un club de teatru acolo și am cunoscut mulți oameni. Pe viitor, ce vrei să faci? Vreau să merg la facultate în Germania, la Köln și la logopedie preferabil. De ce logopedie? În timpul anului de schimb am făcut practică o săptămână într-o clinică unde lucra mama mea gazdă, ea era logoped și m-a luat și pe mine și mi-a arătat acolo. Și mi s-a părut impresionant cum îi ajuta pe oameni să vorbească, pentru că au nevoie de asta să se exprime corect. Și ai vrea să-ți practici meseria acolo sau aici? Asta nu știu încă. Depinde. Depinde cum va fi situația în România peste 3 ani și dacă o să știu sigur că îmi găsesc loc de muncă, poate mă întorc. Acolo cum e cu admiterea? Nu se dă admitere scrisă, doar un interviu, dar asta oricum mai târziu, în vară. În primul și în primul rând dosarul contează și media de la BAC. Ai fost și te-ai interesat? Da, am fost în vacanța de primăvară și am luat toate detaliile de la facultate. Deci ai toate șansele ca la anul pe vremea asta să fii student în primul an acolo? Da, sper. În timpul liber, Anei îi place foarte mult să călătorească și să facă fotografii. În afară de a învăța limba germană, ce îți place să faci? Îmi place să călătoresc mult și să ies afară, dar în ultima vreme nu prea mai am timp pentru că trebuie să învăț. Și să citesc mult de tot, am mai spus asta. Și să fotografiez și să joc teatru, dar n-am mai avut timp anul ăsta, nici pentru asta. În afară de Germania, pe unde ai fost? Ce ai vizitat? Am fost în Ungaria, Ucraina, Croația, Belgia, Olanda. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult îmi place în Olanda, cred. Îmi plac pistele de biciclete și acolo oamenii sunt atât de veseli și de plini de energie și aleargă așa pe străzi, se bucură. Paris am mai fost. Am primit multe premii de la Consiliul Județean, tabere din astea pentru Olimpiadă, tot așa. Șirul olimpiadelor școlare s-a încheiat în acest an pentru Ana Maria Herța. De acum, tânăra pornește în adevărata aventură a vieții. Aventură care are toate șansele să fie una de excepție, căci Ana Maria Herța este fără doar și poate un om de nota 10.